Siveco a ajuns la acest moment să își vândă produsele în 26 de țări. De ce atâta are nevoie o firmă pentru a reuși acest lucru și cum poate face față competiției locale? 26 de țări din 189 reprezintă mai puțin de o optime, dar pentru noi reprezintă în mod particular un exercițiu de perseverență și de abilitate, având ca fundament un portofoliu de produse de proprietate intelectuală care și-au câștigat prin referințe competitivitatea internațională. Deci am pronunțat câteva cuvinte care sunt relevante într-un demers de succes, de câștigarea unor piețe internaționale. Să ai produse, să ai propriile produse e un avantaj. Să ai produse competitive e un avantaj și mai mare. Să fie recunoscute internațional e un avantaj competitiv. Te poziționează printre cei care sunt luați în considerare atunci când un client privește către identificarea unui furnizor. Este sunt condiții minimale. Dincolo de asta, este exigența internă, disciplină, entuziasmul echipei, capacitatea fiecăruia dintre cei care sunt responsabili și pe domeniul tehnic și pe domeniul de asigurare a eligibilității în licitații, bid management, și pe domeniul comercial, capacitatea fiecăruia dintre oamenii aceștia de a fi proactiv, de a gândi în avans, de a vedea în avans câteva mutări unde și cum să acționeze astfel încât la final să fie poziționat mai competitiv decât competiția. Evident, într-o licitație, într-o anumită țară, competitorii sunt firme locale și firme internaționale. În general, e o combinație, pentru că cei care doresc să achiziționeze sisteme informatice complexe doresc să vadă referințe, iar referințele de obicei sunt subiectul unor alte proiecte desfășurate în alte țări. Se creează alianțe de firme care vin să se promoveze arătând cu ce sunt mai competitive decât celelalte. Prin urmare, există o competiție locală, există o procedură pe care trebuie să o cunoști foarte bine pentru că riști să te descalifici din mici greșeli pe care le-ai făcut că nu ai cunoscut bine procedurile, dar există în particular această nevoie ca echipa să fie motivată, ca răspunsurile tehnice să fie bine fundamentate, ca metodologiile puse în descrierea propunerilor să fie cele care trebuie să fie bine adaptate. Cam astea sunt ingredientele de succes. În afară de acestea, o problemă importantă atunci când dorești să-ți extinzi business-ul în străinătate o constituie diferențele culturale. Realizați o analiză de acest gen înainte de a intra în negocieri cu partenerii internaționali? Diferențele culturale le-am considerat întotdeauna ca niște provocări pe care peste care trecând, la care răspunzând, adresându-le, devenim mai puternici, devenim mai capabili. Diferențele culturale reprezintă un set de condiții pe care trebuie să le cunoști obligatoriu. Evident, niciuna din țările, din cele 26, dacă sunt mult mai multe țări în care lucrăm ca să avem proiecte, niciuna din aceste țări nu a fost subiectul unor acțiuni de dezvoltare de afacerilor pentru Siveco înainte ca ea să fie bine cunoscută, înainte ca oameni care au fost în aceste țări să fi discutat cu noi, unii dintre ei, mulți dintre membrii echipei pe care o conduc de vânzări internaționale, sunt oameni care au o experiență relevantă, particulară, pe țările pe care le coordonează din punct de vedere comercial.
Sunt oameni care au lucrat pe zona Golfului, alți oameni care au lucrat pe zona țărilor din Asia Centrală și din Caucaz, vorbitori de rusă sau vorbitori de arabă sau vorbitori de limbi din zona Balcanilor. Sunt diferențe culturale pe care noi încercăm să le transformăm din provocări în avantaje competitive. Cum facem asta? E secretul fiecărui comercial de a reuși prin trecerea peste aceste provocări, peste aceste obstacole uneori, să reușească să se apropie, să creeze o relație de încredere cu clientul care să-l vadă un partener și să-i destăinuiască nevoile lui specifice și să aibă încredere că ceea ce primește îi răspunde, pentru că de multe ori se lucrează, cum am spus, în domeniul ăsta informatic anticipativ. Se livrează sisteme informatice, clientul vrea ceva, își închipuie ce fel va arăta ca rezultat sistemul ce îl va primi, pe care îl va primi, dar nu are abilitățile total de plin necesare, altfel n-am mai fi noi pe piață, pentru a le realiza. Și atunci e o relație de încredere care trebuie clădită. Care sunt produsele și serviciile cu care aveți cel mai mare succes la nivel internațional? Cum am spus, succesul nostru și succesul oricărei companii în a-și dezvolta business-ul internațional e condiționat de existența unui portofoliu de produse și de servicii care o diferențiază de alte companii. Evident, sunt foarte multe companii astăzi care acoperă un spectru larg de produse sau de servicii în domeniul tehnologiei informației și de comunicații. Noi ne-am concentrat pe acele produse pentru care am acumulat în țară referințe pe care mai apoi le-am promovat, au fost premiate internațional, deci au fost recunoscute, au fost validate, le-am promovat către piețele externe. Menționez în primul rând educația, deci soluțiile de e-learning. Avem un portofoliu de produse de e-learning care acoperă întreg spectrul nevoilor reformei, modernizării sistemului educațional. Pentru elevi, pentru profesori, pentru managerii de școli, pentru cei care gestionează sistemul educativ la nivel regional sau la nivel central, sunt soluții informatice care îi ajută fie să orienteze învățarea către elev, fie să gestioneze mai bine resursele limitate ale unei școli sau ale unei regiuni în care cuprinde mai multe școli sau unui întreg sistem educativ. Sunt soluții informatice pentru părinți, pentru că părinții în mod firesc trebuie să își recapete locul în această ecuație a succesului educației. Deci aceste produse de e-learning au fost primele pe care noi le-am exportat, le-am adaptat diferențelor acelor culturale, le-am adaptat valorilor, normelor, cutumelor din țările unde noi am încercat să ne dezvoltăm și am reușit să ne dezvoltăm afacerile. Apoi am vândut proiecte complexe bazate pe produse pe care noi le avem în domeniul sănătății, e-health, în domeniul agriculturii, e-agriculture, sau în domeniul VAM, e-customs. În unele situații, cum sunt proiectele de la Bruxelles, au fost proiecte dezvoltate la chei, proiecte pe care le-am dezvoltat fără ca să fi pornit neapărat de la un produs, ci am răspuns unor nevoi foarte particulare ale clientului, am dezvoltat ceva așa cum el și-a dorit, de la zero sau de la o soluție, un core solution pe care noi o aveam și am crescut în jurul ei un produs pe care îl și-l dorea
clientul. Deci avem mai multe linii de business pe care le promovăm în dezvoltarea internațională a prezenței Siveco România. Aceste linii de business sunt solide prin referințele și prin premiile care au validat aceste referințe internaționale. Ce planuri de extindere aveți pentru anul 2013 și care sunt țările vizate pentru deschiderea unor noi sucursale? În primul rând, procesul este unul dinamic și cumulativ de dezvoltare. Niciodată nu poți să câștigi proiecte într-o paradigmă hit and run. Te duci, iei și fugi. E un proces care durează, e o investiție în avans pe care compania trebuie să o facă pentru a câștiga proiecte. Deschidem filiale sau ne dezvoltăm în alte țări, vizibil, acest lucru este vizibil, dar de fapt în urmă cu 2 ani sau 3 ani deja noi eram prezenți acolo, lucram, înțelegeam, aveam propriile analize, identificam parteneri, identificam oportunități. Anul acesta sunt convins că un număr important de oportunități pe care le urmărim în țări din Asia Centrală, din zona Golfului și din zona Balcanilor, se vor concretiza. Aceste oportunități care se vor transforma în proiecte concrete pe care cealaltă echipă, echipa tehnică, le va implementa și noi îi vom sprijini ca relația de parteneriat cu clientul să funcționeze. Aceste proiecte ne vor determina să decidem care sunt și nevoile specifice de a stabili noi subsidiare sau firme care să aparțină companiei care să fie puncte de sprijin local. Există mai multe business planuri deja avansate în ce privește deschiderea de noi filiale. Există o strategie validată de bordul companiei care privește această dezvoltare. Lucrurile astea se vor concretiza până la sfârșitul anului și sper într-un nou interviu să vă dau detalii asupra ceea ce s-a concretizat și mai ales cum s-au concretizat aceste rezultate.